nu am toate datele să răspundă toate. Acuză de o angajare fictivă în cadrul instituției pe care mă gândesc că trebuie să dau de case. Orice faceți, da, să facem. Avem totuși nevoie și de un răspuns din partea dumneavoastră spre această angajare fictivă de care spune domnul Zambian. Haideți să facem așa, cât, în cât timp vă acum de preferat. Păi nu, n-aș da acum. Dar nu dau... știți despre această angajare sau nu știți să ne răspundeți despre de ce nu ne spuneți acum? Nu vreau să vă dau date care s-ar putea să vorbesc din memorie, să nu fie date exacte. Vă dau la birou. Mă duc la birou. Este vorba despre un angajat la cabinetul dumneavoastră. Adică nu... Am mers și de plasări cu dumneavoastră, spune domnul Zamfir. De serios. Deci am zis că voi trebuie să scoateți o știre. Dacă eu să vă dau o chestie acum pe spongi, fără să... reușim să o dăm documentat, de ce nu vreți să vă stați două ore? Chem un răspuns la o acuzație. Și de ce nu vreți să vă dăm un răspuns în două ore ca să fie documentat și complet? De ce vreți să vă dau ceva incomplet acum pe loc? Este vorba despre o acuzație care mi-a fost adusă puțin mai devreme. Nu e o acuzație, mai multe acuzații. Ar trebui să știți pe cine ați angajat, nu? Nu scap de voi așa. Nu. Se pare că nu ne răspunde. Deci, acuzele venite în partea domnului Zamfir, de când era președintele Comisiei Economice, dar nu sunt ceva neobișnuit, nu? Am trecut luni de zile printr-o investigație, așa zisă investigație, din care nu s-a confirmat nimic. Da? Acolo s-au aruncat tot felul de acuze, le-am demontat pe toate. Acuzele alea erau false, vădit false, au fost verificate de Curtea de Conturi. Nu a stabilit Curtea de Conturi că ar fi fost nereguli care au fost comise de Consiliu. Au sezizat și parchetul, parchetul a investigat. Da? Deci, bun, sunt calomnii care au fost lansate și sunt circulate. Da? Da? Vorbim de, nu știu, angajări fictive și așa mai departe. În ceea ce îl privește pe Marian Slotă, el a fost un fost europarlamentar care a lucrat la noi pe zona asta de relații cu Uniunea Europeană, da? A fost anchetat, adevărat, dar asta din păcate se întâmplă multor oameni din sistemul public, da? A fost anchetat pentru fapte care erau comise, sau presupus comise, înainte, mult înainte de a avea treabă în Consiliul Concurenței, nu aveau nicio legătură cu activitatea lui. Da? Deci la noi se ocupa că a fost europarlamentar de relații, sau în special de relații cu Parlamentul European. Acum, desigur, am fost cu toții surprinși de decizia finală a instanței. Evident că el trebuie să se conformeze, sau cum legea trebuie să fie aplicată, iar instituția a aplicat și ea normele legale. Da? Repet, activitatea lui, sau lucrurile pe care a fost acuzat, nu au avut legătură cu activitatea de la Consiliul Concurenței, iar activitatea lui a fost legată de ce știa el să facă, de relațiile pe care le avea, ca relațiile, expertiza pe care le avea, ca a fost europarlamentar. În comisie, de ce n-ați spus acest lucru? Pentru că, după cum ați văzut, n-am apucat să răspund decât la prima întrebare, da? N-am ajuns și la partea cu mașinile, de exemplu, da? Unde, ce aș fi spus dacă aș fi avut timp, aș fi spus că avem mașini vechi care ne costă foarte mult. Și atunci, la un moment dat, calculul economic, vorbim de Daci, da? Deci vorbim de Loganuri pentru birourile noastre din teritoriu. La un moment dat, constați că e mai mare dar au decât o caua. Mai multe costă reparațiile, va întreține acelor mașini, decât dacă iei unele noi. Asta am argumentat Ministerul de Finanțe și ei n-au acceptat această înnoire în anumită limită, nu integral, în anumită limită a parcului auto. Deci asta aș fi spus, dar n-a fost timp, nu conduc eu ședința, dar trebuie să respect regulile de aici, dar după cum ne-a spus domnilor membri ai Parlamentului, dacă doresc, au întrebări legate de buget sau nelegate de buget, o să le răspundem la comisie. Acum n-am mai fost la comisie, să răspund vouă, dar asta era dacă n-ați vrut să mergeți să vă pregătesc, nu știu, un comunicat, ceva, pentru că am primit și o întrebare de la presă, da, și am dat un lucru și, da, o să dureze un pic până se strâng datele din instituție. Dar ce vă pot, asta ce vă spun eu așa din memorie acum, fără să fiu pregătit pentru această discuție. Mulțumesc.